Amalia Lică este gimnasta de aur a României. Campioană europeană de 4 ori, puștoaica minune, a făcut-o pe șefa de la federație să plângă de emoție. E un copil minunat, e o fetiță foarte muncitoare care își dorește foarte mult să ajungă sus. Amalia este un fel de Nadia. La 15 ani, Amalia Lică a ieșit campioană europeană la cerc, măciuci și banglică, dar și în proba pe echipe. A fost un concurs foarte greu, dar cred că până acum cel mai frumos. Toți colegii de clasă au așteptat-o cu flori pe aeroport. Elevă în clasa 8-a, Amalia se pregătește de evaluarea națională. Îmi place mai mult româna decât matematica, mi se pare mai de artiști, așa. În roz a venit îmbrăcată toată delegația României de la Europeanul de la Budapesta. Vedem viața în roz și ne mândrim foarte tare cu acest rezultat minunat.